17. Vizi sonorul Casa lui Ebling Mins, dintr-un cartier nu prea pretențios din Terminus City, era bine cunoscută oamenilor de știință, literaților și celor informați de pe fundație. Caracteristicile ei memorabile depindeau subiectiv vorbind de sursa care era lecturată. Pentru un biograf care cântărește bine tot ce scrie, casa era simbolul unui refugiu din fața realității neacademice. Un redactor de la rubrica mondenă ar fi debitat cu volutate catifelată că era încărcată cu o atmosferă masculină, agresivă, de dezordine nepăsătoare, un doctor în filozofie ar fi numit-o, fără asta prea mult pe gânduri, elevată, dar lipsită de organizare, un prieten fără titluri universitare ar fi declarat simplu că era binevenită pentru un chef la orice oră, mai ales că ți poți pune picioarele pe canapea, iar un redactor de la o emisiune săptămânală plină de ifose, în goană după amănuntul care să dea culoare, ar fi vorbit de locuința simplă din piatră a nonconformistului chel și stângist Ebling Miss. Pentru Baita, care în acel moment gândea doar pentru sine și nu pentru public și care beneficia de avantajul informării la fața locului, casa nu era nici mai mult, nici mai puțin decât neîngrijită. Cu excepția primelor câteva zile, Întemnițarea îi se păruse o povară mai ușor de suportat decât această jumătate de oră de așteptare în casa psihologului și poate chiar sub supraveghere secretă. Atunci măcar îl avusese pe Toran alături de ea. Și poate că starea de tensiune ar fi doborât-o dacă n-ar fi văzut nasul lung al lui Magnifico într-o postură care arăta, fără putință de tăgadă, cât era de încordat. Magnifico stătea cu bărbia sprijinită pe picioarele sale subțiri ca niște fuse, îndoite sub el, de parcă ar fi încercat să se chircească până la dispariție, iar baita întinse mâna cu un gest mecanic de blândețe pentru a-l calma. Magnifico trăsări, vrând parcă să se facă și mai mic, apoi zâmbi. Așa e, doamna mea. S-ar părea că până și trupul meu refuză să accepte ceea ce mintea știe și se așteaptă la lovituri din partea celorlalți. Nu-i nevoie să fii îngrijorat, Magnifico. Sunt cu tine și nu o să las pe nimeni să-ți facă vreun rău. Ochii măscăriciului priviră pe furiș către ea, dar își schimbă iute direcția. M-au ținut separat de tine și de bunul tău soț și, pe cuvântul meu, poți să și râzi, dar tare singur m-am simțit lipsit de prietenia voastră. N-am de ce să râd. Și eu m-am simțit singură. Fața măscăriciului se lumină și strânse genunchii mai aproape de piept. Nu l-ai mai întâlnit pe omul acesta care vrea să ne vadă? Întrebă el precaut. Nu, dar este un om celebru. L-am văzut în transmisiuni televizate și am auzit o groază de lucruri despre el. Cred că e un om de treabă magnifico și nu o să ne facă niciun rău. Da? Întrebă măscăriciu, foindu-se neliniștit. S-ar putea doamna mea, dar pe mine m-a mai interogat și se comportă atât de impulsiv și de gălăgios încât mă bagă în sperieți. Folosește tot felul de vorbe stranii, iar răspunsurile la întrebările lui parcă îmi îngheață în gură. Aproape când vine să dau crezare unuia care cândva a râs de ignoranța mea, spunându-mi o istorie care, în unele momente, făcea să-mi simt inima spărgându-mi pieptul de nu mai puteam scoate o vorbă. Dar acum situația este cu totul alta. Suntem doi la unu și nu o să ne poată înspăimânta pe amândoi. Bine, doamna mea. Undeva în casă se auzi o ușă trântindu-se și răsună o voce tunătoare. De-abia în fața ușii, vorbele furioase deveniră mai inteligibile. Pentru numele galaxiei, pieriți de aici. Când ușa se deschise, baita și magnifico putură vedea, pentru o clipă, doi paznici în uniformă retrăgându-se spășiți. Ebling Miss intră încruntat, așeză pe podea un pachet ambalat cu grijă și se apropie să îi strângă mâna baitei. Baita nu se lăsă mai prejos și o strânse pe a lui cu vigoare bărbătească. Miss făcu o piruetă și se întoarse către măscărici după ce mai aruncă o privire lungă baitei. Căsătorită? Da, am trecut prin formalitățile legale. Și ești fericită? Deocamdată da. Miss ridică din numeri și se întoarse din nou către Magnifico. Desfăcu pachetul. Băite, știi ce e asta? Magnifico se ridică iute din poziția în care stătea și prinse instrumentul cu multe clape atinse ușor cu degetele nenumăratele contacte și făcu o tumbă pe spate de bucurie, cât pe aici să se lovească de mobilă. Un vizi sonor!" spuse el cu glasul înnecat de emoție și încă de o lucrătură care poate să stoarcă lacrimi de bucurie și unui mort. Degetele lui lungi mângâiară clapele și contactele cu apăsări ușoare într-o unduire înceată, oprindu-se când și când mai mult pe o clapă, apoi pe alta și, în aerul din fața lor, se materializă o strălucire de culoare roz. În regulă, băiete, spuse Miss, ai afirmat că te pricep să mânuiești o asemenea jucărioară și asta e șansa ta. Ai face bine să o acordezi mai întâi. Am luat-o dintr-un muzeu. Apoi îi spuse în șoaptă baitei. După câte știu eu, nu-i nimeni pe fundație care să o poată face să cânte. Se aplecă și mai aproape de urechea ei și adăugă repede. Măscăriciul n-are să vorbească dacă nu ești de față. Îmi dai o mână de ajutor? Ea dădu afirmativ din cap. Bun, făcu el. Starea lui de frică e aproape stabilizată și mă îndoiesc că rezistența lui mentală ar putea suporta examinarea cu sonda psihică. Dacă e să obțin ceva de la el, trebuie să se simtă în siguranță. Înțelegi? Ea la probă din nou. Vizi sonorul este primul pas în această acțiune. El zice că știe să cânte la instrument și reacția de adineauri aproape că ne dă certitudinea că asta e una din marile bucurii ale vieții lui. Prin urmare, fie că va cânta bine sau rău, să te arăți interesată și plăcut impresionată. De asemenea, să dovedești prietenie și încredere în mine. Și mai presus de toate, să urmezi toate sugestiile mele. Aruncă iute o privire către Magnifico care, ghemuit pe un colț al canapelei, umbla la reglajele din interiorul instrumentului, complet absorbit de ceea ce făcea. Miss se adresă cu voce tare baitei. Ai ascultat vreodată un vizi sonor? Odată la un concert de instrumente rare, spuse baita pe același ton. Nu m-a impresionat în mod deosebit. Ei, cred că n-ai avut norocul să urmărești un interpret prea bun, sunt foarte puțini interpreți cu adevărat pricepuți. Instrumentul acesta cere nu numai o perfectă coordonare fizică, deși un pian cu mai multe claviaturi e și mai pretențios, ci și o gândire neîngrădită. Cu voce scăzută îi spuse Baitei. Tocmai de aceea, scheletul nostru ambulant de colo colos ar putea să fie mai bun decât ne închipuim. De cele mai multe ori, instrumentiștii buni sunt idioți în viața de zi cu zi. Este una dintre ciudățenile care fac din psihologie o știință interesantă. Apoi adăugă într-un efort vădit de a crea un cadru pentru o conversație fără pretenții. Știi cum funcționează făcătura asta? Am consultat special niște manuale în acest scop și am aflat că radiațiile lui stimulează direct centrul optic din creier, fără a mai trece prin nervul optic. Apelează de fapt la utilizarea unui simț care nu este întâlnit în natură. Remarcabil, dacă stai să te gândești. Ceea ce auzi e una, e un lucru comun, timpan, melc și celelalte, însă... e gata, Vrei să închizi lumina? Rezultatele sunt mai interesante pentru Neric. În întuneric, Magnifico devenise o simplă pată, iar Ebling mis, o masă care respira greoi. Baita se trezi că și încordează privirea neliniștită la început fără niciun rezultat. Putu percepe un tremur ușor și subțire ca de trestie în vânt, care începu să fâlfâie dezordonat pe măsură ce sunetul crescu în înălțime. Tremurul plutea, scădea și se ridica din nou, adunându-se și materializându-se și plonjă cu un vâjit surprinzător care a avut efectul sfâșierii unei perdele ce acoperea totul. Un glob minuscul și pulsatoriu de culoare crescu într-o mișcare ritmică și se sparse în aer în picături informe care țâșniră spre înalt, apoi coborâră ca niște ghirlande, descriind mișcări curbe și întrepătrunzându-se formând o horhotă mereu schimbătoare. Picăturile se aglomerară din nou în mici sfere, fiecare de altă culoare, și Baita a început să descopere o sumedenie de lucruri nebănuite. Observă că dacă ținea ochii închiși, modelul colorat devenea cu mult mai precis că fiecare mișcare, oricât de mică, a culorii își avea propriul model de sunet, că nu putea deosebi și numi culorile și că, în cele din urmă, micile globuri nu erau ceea ce păreau, ci delicate siluete. Siluete delicate, minuscule văpăi trecătoare care dansau și pâlpâiau cu miile, care dispăreau din raza privirii și reveneau de niciunde, care se loveau una de alta și se întrupau apoi într-o altă culoare. Fără să vrea, Baita se gândi la micile pete de culoare care pot fi percepute noaptea când strângi ploapele până la durere. Era efectul cunoscut și vechi al punctelor mișcătoare care își schimbă culoarea, al cercurilor concentrice care se micșorează, al maselor informe care au o licărire efemeră. Toate acestea le percepea acum, însă mai mari, mai variate, și fiecare punct de culoare era o siluetă microscopică. Aceste siluete țâșniră către ea în perechi și își ridică deodată mâinile, lăsând să-i scape un ușor țipă de uimire, dar acestea se rostogoriră pe rângă ea și, vreme de o clipă, deveni centrul unei furtuni sclipitoare de zăpadă, în timp ce lumina rece i se scurse pe umeri, apoi pe brațe ca o avalanșă luminoasă, trecând în zbor peste degetele încleștate și, și întâlnindu-se cu toatele într-un punct strălucitor din fața ei. Și, dincolo de asta, sunetele a o sută de instrumente se contopiră într-o curgere de șuvoaie lichide până când ea nu le mai putu deosebi de lumină. Se întrebă dacă Ebling Miss vedea aceleași lucruri și, dacă nu, ce anume vedea. Curiozitatea trecu și apoi privi din nou. Micile siluete. Dar erau oare siluete? Femei minuscule cu părul ca parafocului care se răsuceau și se îndoiau mult prea repede pentru a fi percepute se prinseră în grupuri stelare care se învârteau iar muzica era un râs greu, perceptibil, un râs de fete, care răsună în urechea ei. Stelele se strânseră una în alta, își răspândiră strălucirea și se uniră încet, într-o structură, iar de dedesubt, un palat început să crească cu rapiditate. Fiecare cărămidă era de altă culoare, fiecare culoare era o scânteie minusculă, fiecare scânteie era o lumină pătrunzătoare care își schimba continuu conturul și făcea ochiul să privească spre cer, către 20 de minarete bătute în pietre prețioase. Un covor sclipitor țâșni încoace și încolo, răsucindu-se și unduindu-se, țesând o pânză imaterială care cuprinse tot spațiul și din el răsăriră muguri care prinseră să crească devenind ramuri și apoi copaci care cântau o muzică numai a lor. Baita era învăluită în cântec. Muzica se ridică precum un zid în jurul ei, în zboruri rapide, lirice. Întinse mâna ca să atingă un copac fragil și petalele înflorite Plutiră spre pământ și se stinseră fiecare cu un clinchet limpede și ușor. Muzica deveni o ultimă izbucnire de alămuri și în fața ei se aprinse ceva ca o coloană înaltă care curse ca o cascadă pe niște trepte invizibile, căzându-i baite în poală, de unde se revărsă și se împrăștie în torente repezi, înălțând strălucirea înfocată până la talia ei, în timp ce în poală îi apăru un pod arcuit ca un curcubeu și pe el mici siluete. Un lac, o grădină, bărbați minuscul și femei minuscule pe pot, înlănțuiți în depărtare, cât putea ea cuprinde cu ochii plutind prin marea impresionantă de muzică de coarde care convergea asupra ei. Și apoi, o pauză înspăimântătoare, o mișcare de recul, ezitantă, o năruire fulgerătoare. Culorile își pierdură strălucirea, se țesură într-un glob care, devenit tot mai mic, se ridică și dispăru. Și se făcu din nou un tuneric de plin. O mână căută comutatorul, îl atinse și lumina inundă încăperea. Lumina lipsită de contura unui soare prozaic. Baita clipii până i venire lacrimi în ochi de parcă ar fi tânjit după ceea ce dispăruse. Ebling Miss stătea inert, cu ochii încă holbați și cu gura deschisă. Doar magnifico era vioi și mângâia vizii sonorul extaziat. Doamna mea, spuse el aproape șoptit, are cu adevărat un efect magic. Are un echilibru și o reacție cum nici n-am sperat în ceea ce privește delicatețea și stabilizarea s-ar părea că pot face adevărate minuni cu instrumentul acesta. Cum ți-a plăcut compoziția, doamna mea? Era compoziția ta? Întrebă șoptit baita. A ta? Văzându-i uimirea și încântarea, chipului se îmbujură până în vârful nasului. Chiar a mea, doamnă. Caterului nu i-a plăcut, dar am cântat-o mereu, mereu, pentru propria mea desfătare. Odată, în tinerețe, am văzut palatul acela, un loc uriaș și bogat în nestemate pe care l-am zărit de la distanță în timpul unui mare carnaval. Erau acolo oameni de o strălucire nevisată și de o splendoare neasemuită, cum n-am mai văzut niciodată de atunci nici măcar la curtea catărului. Ceea ce am creat eu nu este decât o palidă imitație, dar asta din cauza sărăciei imaginației mele. Eu îi spun amintirea caterului. În timp ce Paita și Magnifico flecăreau, Miss se scutură și redeveni vioi. Ascultă," zise el, ascultă, Magnifico, ai vrea să faci același lucru și pentru alții?" O clipă măscăriciul se trase înapoi speriat. Pentru mii de oameni, ridică Miss Glasul, în marile săle ale fundației. Ai vrea să-ți fii propriul stăpân, respectat de toată lumea, bogat și... Aici imaginația al părăsi. Și câte altele. Ei, ce spui? Măscăriciul privi întreagă spre baita. Ea are să fie lângă mine? Baita pufni în râs. Bineînțeles, caragiosule, ar fi posibil să te părăsesc acum când ești pe punctul de a deveni celebru și bogat? Totul va fi al tău, răspunse el cu convingere și bineînțeles că toate comorile galaxiei vor fi ale tale ca să-mi răscumpăr datoria pentru bunătatea ce mi-ai arătat-o. Dar, interveni ca din întâmplare, dacă mai întâi mă ajuți. Cu ce? Psihologul făcu o pauză, apoi spuse zâmbind. O mică sondare superficială care nu o să-ți facă niciun rău. Nu-ți va atinge decât suprafața creierului. Chipul lui Magnifico trădă brusc o spaimă de moarte. Nu vreau sonda. Am văzut-o la lucru. Îți secătuiește mintea și îți lasă țeasta goală pe dinăuntru. Caterul o folosea în cazul trădătorilor și apoi îi lăsa să trăiere fără nicio țintă pe străzi până se milostivea cineva de ei și îi ucidea. Ridică brațele ca să-l îndepărteze pe Mis. Aceea era o sondă psihică, explică Mis, răbdător, și oricum nu dăunează cuiva decât dacă e utilizată greșit. Sonda aceasta a mea este de suprafață și nu face rău niciunui copilaș. Așa e magnifico, îl îndemnă baita. O facem doar ca să ne ajut să-l înfrângem pe cater și să-l ținem departe de noi. De îndată ce vom face asta, tu și cu mine vom fi vestiți și bogați toată viața. Magnifico întinse o mână tremurătoare. Atunci vrei să mă ții de mână? Baita îi luă mâna între ale ei și măscăriciul urmări cu ochii mari cum mi se pun pe cap plăcuțele lustruite ale aparatului. Epling Miss se lăfăia nepăsător pe scaunul luxos din apartamentul lui particular al primarului Inbur, cât câtuși de puțin impresionat sau recunoscător pentru cinstea ce i se făcuse și îl privea cu răutate neascunsă pe micuțul primar care nu-și găsea locul. Zvârli apoi chiștocul țigării de foi și scuipă câteva firișoare de tutun ce îi rămăseseră pe limbă. Și apropo, Inbur, dacă vrei ceva special pentru următorul concert de la sala Malău, zise el, pot să-i trimiți pe cântăreții aceia la jucării electronice în pustiul din care au venit și să-l angajezi pe șmecherul ăsta mic pentru a cânta la vizi sonor. Inbur, e de necrezut cum cântă. Nu te-am chemat aici să-mi ții prelegeri despre muzică, spuse Inbur negăjit. Ce vezi mai ai despre Cater? Asta să-mi spui. Ce-i cu el? Caterul? Păi să-ți spun și despre asta. Am folosit o sondă de suprafață și n-am obținut mare lucru. Nu pot folosi sonda psihică pentru că amărâtul acela este speriat de moarte când aude de ea, astfel că rezistența pe care ar opune-o iar prăji mintea aia incalificabilă de îndată ce i aș aplicau. Dar... Uite ce am descoperit și dacă o să încetez să mai bați darabana cu degetele în masă, în primul rând, trebuie alungată teama de forța fizică a caterului. Probabil că e puternic, dar majoritatea pasmelor pe care le spune măscăriciului ăsta sunt considerabil umflate de memoria lui încărcată de temeri. Poartă ochelari ciudați și ochii lui ucit, deci are evidente puteri mentale. Asta o știam de la bun început, comentă acru primarul. Atunci sonda confirmă același lucru și de aici încolo voi lucra matematic. Zău? Și cât are să dureze? O să mă amețești cu vorbe și promisiuni. Cam o lună aș zice și s-ar putea să mai am ceva pentru tine. După cum la fel de bine, s-ar putea să n-am nimic. Dar ce contează? Dacă totul e în afara planului Seldon, șansele noastre sunt infime, incalificabil de mici. Inbur se rățui furios la psiholog. Acum te-am prins, trădătorule, mincinosule. Zic că nu ești și tu unul din ticăloșii propagatori de zvonuri care propovăduiesc defetismul și panica în întreaga fundație, făcându-mi sarcina de două ori mai grea. Eu? Eu? Făcu mis, simțind că vede negru în fața ochilor de furie. Pentru că pe toți norii de prafa ai spațiului, spuse Inbur arțăgos. Fundația va învinge. Fundația trebuie să învingă. În ciuda înfrângerii de la Horlegor? n-a fost o înfrângere. A înghițit și tu minciuna pe care o vântură toată lumea, am fost copleșiți și trădați. De către cine? Îl întrebăm mis disprețuitor. Democrații păduchioși sunt cei care au făcut o strigă inburg. Știam de mult că flota este parazitată de grupuri democratice. Majoritatea au fost dați afară, dar au rămas destui care ar putea să explice incredibila capitulare a 20 de nave în toiul bătăliei suficient pentru a forța o înfrângere. Din punctul ăsta de vedere, domnule Slobod la gură, patriot și culmea virtuților primitive, care sunt legăturile tale cu democrații? Epling Miss ridică din numeri, respingând acuzația. Ai luat-o razna, știi? Dar de atunci retragerea continuă și, în plus, pentru pierderea unei jumătăți din Suena, tot democrații sunt de vină? Nu, nu democrații, zâmbită Ios omulețul. Ne retragem, așa cum s-a retras întotdeauna fundația în fața atacurilor, Până când inevitabilul mers al istoriei ne va surâde. Văd deja rezultatul. Așa zisa rezistență a democraților a difuzat deja manifeste jurând să-și dovedească credința și să sprijine guvernul. S-ar putea să fie o farsă, o acoperire pentru o trădare și mai mare, dar mă slujesc de ea, iar propaganda care rezultă își va avea efectele ei bune, oricare ar fi planurile trădătorilor și ticăloșilor. Și chiar mai mult decât atât, ce anume e mai mult timpur? Judecă și singur. Acum două zile, așa numită Asociația a neguțătorilor independenți a declarat război caterului și flota fundației s-a întărit dintr-un foc cu o mie de nave, înțelegi tu? Caterul ăsta a împins lucrurile prea departe. Ne găsește dezbinați și ciorovăindu-ne între noi, dar supresiunea atacului ne unim și redevenim puternici. Trebuie să pierdă. E inevitabil ca întotdeauna. Mi se părea să mai radieze încă scepticism. Atunci spunem tu că Seldon a plănuit până și apariția întâmplătoare a unui mutant. Mutant? Eu nu l-aș putea deosebi de o vință umană și nici tu, dar dăm crezare scornelilor unui capitan rebel, unor tineri fără minte de cine știe de pe unde și unui măscăriș nătânc. Pierzi din vedere cea mai convingătoare dovadă dintre toate, cea pe care singur ai descoperit-o. Eu? Pentru o clipă mis rămase descumpănit. Da, tu, rângi primarul. Bolta timpului se va deschide peste 9 săptămâni. Și cei cu asta? Se deschide pentru o criză și dacă acest atac al catărului nu este o criză, atunci care e adevărata criză pentru care se va deschide bolta? Răspunde-mi un fla bătrân. Psihologul făcu un semn ale Bine, bine, dacă asta te face fericit, fă-mi totuși o favoare, te rog. Numai dacă, dar numai dacă bătrânul Seldon își va ține cuvântarea, lasă-mă și pe mine să asist la marea deschidere. În regulă. Acum pleacă de aici și să nu te mai văd în fața ochilor nouă săptămâni. Cu plăcere incalificabilă. Oroare uscată a naturii bolborosimis în barbă și plecă.